Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată clar cum cei doi soți au fost loviți în plin de autoturism. Din cauza vitezei, conducătorul autoturismului Opel a pierdut controlul autoturismului, a lovit un alt autoturism din spate, a părăsit partea carosabilă și a lovit doi pietoni care se aflau pe trotuar. Da, eram la 3-4 metri de zebră mai încolo și mașina din spate asta, care acum este în parapet, a venit cu viteză, nu știu cât a avut, dar în orice caz viteză mare, și aici mașina asta din asta neagră a pus frână, că deja se făcea roșu. Și ăsta din spate a vrut să o treacă cumva printre. Și atunci, în momentul ăla, au intrat peste bordura asta și aproape că o sări pe sus, așa. Și au lovit cele două persoane care au aici în față, traversau. Uitați, că acolo, pe zebra aia, ne. Deci acolo au lovit. Da. O femeie sau... O femeie, da, o vecină de a noastră, o profesoară, da. Și m-am speriat, eu vroiam să trec cu fetița pe zebra asta, dar am zis că-i umbră și trec mai sus. Și când am văzut, și acum îmi tremură picioarele, nu pot să plec mai departe, așa m-am speriat, da? Femeia are multiple fracturi de coloană și traumatism craniocerebral, iar bărbatul a fost deja operat pentru ruptură de splină.